Cu mare drag vreau să vă prezint programul nostru pentru de guvernare pentru anii 2021-2025. Și aș începe în primul rând de la capitolul, deci noi avem 5 piloni. Aș începe cu pilonul educație, tineret și sport. Și după cum am mai spus, bogăția principală a unui stat este omul educat. Situația sistemului educațional în Republica Moldova este una tragică, deoarece nu a constituit o prioritate pentru niciunul din partidele care s-au aflat la guvernare până acum. Avem obiective foarte clare. Obiectivele generale este resuscitarea învățământului profesional-tehnic, pentru că avem prea mulți economiști, avocați, juriști, procurori, dar nu avem cei care pot să producă ceva, să construiască ceva. De-aia vom atrage mare atenție educației ce ține de profesionale tehnice. Deci vom pentru a asigura și locuri de muncă și a reprofila oamenii, pentru că pot să vă zic că am fost în marți la Giurgiulești, la portul liber din terminalul Giurgiulești. Și cu regret, fabrica care se construiește acolo în zona economică liberă a angajat cetățeni din Ucraina, pentru că este un deficit major de resurse umane și pot să vă zic că am trecut și eu prin acest caz când am creat echipa Partidului Legii și Dreptății. Este un deficit major de persoane, pentru că cu regret majoritatea din ei sunt plecați și vreau să vă zic că Partidul Legii și Dreptății are o echipă de 56 de persoane care toți sunt corecți, integre și abordarea mea a fost că nu fac o garnitură doar de umplutură, ca să fiu clar. Deci, al doilea pilon este sănătatea și protecția socială și, după cum știm, am văzut toți cum ne-a găsit pandemia cu un sistem medical nepregătit, dar mulțumesc doctorilor că au făcut față acestor provocări și Republica Moldova a trecut totuși acestuna criza destul de bine, ținând cont că nici bani în buget nu erau, deci nici vaccin nu aveam, nici teste, deci eu mulțumesc încă o dată doctorilor pentru dedicația lor și pentru lucrurile frumoase făcute în gestionarea acestei pandemii. În sistemul de sănătate dorim să venim cu o lege sau o strategie pe termen lung, deci pentru 10 ani de zile, care se prevadă atât și investițiile în echipamente, spitale, cât și investiții în centre medicale rurale. Dorim ca să motivăm doctorii și tot personalul medical și auxiliar prin motivare, vorbesc prin sursa financiară, pentru că ca să ținem doctorii noștri buni acasă, trebuie să-i motivăm financiar și nu putem să ignorăm și ne aducem aminte cu majorări de salarii doar în pandemie sau alte crize care pot fi. A treilea capitol este justiția și aici justiția, afaceri interne, securitatea și problema transnistreană și vreau să succint să expun că doar câteva chestii ce ține de justiție, pentru că toate partidele au mimat până acum justiția și reforma în justiție, dar de 30 de ani vedem exact unde am ajuns, da? Deci un stat furat, un stat la unde hoții nu sunt puși la pușcărie sau dacă au fost puși la pușcărie au fost eliberați și Partidul Legii și Dreptății va veni cu o abordare nouă, toleranță zero la corupție, începând cu cele mai înalte funcții din stat. Deci locul corupțiilor este la pușcărie și nu în fotoliile parlamentare sau guvernamentale. Și pot să vă zic că acest fiind 12 ani peste hotare, am văzut foarte clar că corupția în Moldova a devenit pandemică, mai rău ca COVID-19, în acești 30 de ani. Deci ea trebuie să luăm măsuri concrete și nu doar mimeri. Iarăși cu miliardul furat care m-am expuns atunci când s-a pus pe umerii cetățenilor care nu au nicio vină în miliardul furat și acest miliard furat este pus pe o generație care încă nu s-a născut, deci pe copii care încă nu au apărut în țară și în prezent, după 7 ani de zile, nimeni nu a fost condamnat. Deci eu nu știu care sunt, deci toate structurile astea în justiție nefuncționale, deci
trebuie să fie scanate sau să le facem un diagnostic și trebuie să trecem la treabă. Partidul Legii și Dreptății va face lucruri concrete și nu doar pomene electorale, așa cum fac alte partide care au fost la guvernare până acum. Vreau să vă zic că în afară de toleranță zero la corupție, știm foarte clar că din raportul Organizației Națiunilor Unite anual se fură în Republica Moldova 1.200.000 prin diferite scheme, deci și prin contrabandă, și evaziune fiscală, și prin sistemul judecătoresc, sub formă de mită și restul. Deci noi venim foarte clar cu o abordare, că aceste scheme trebuie să fie distruse și asta a fost abordarea când mi s-a propus ca candidat la prim-ministru, că începem de la Ministerul de Interne. Da? Deci și curatorul voi fi eu la Ministerul de Interne pentru a drăma aceste scheme care au făcut un dezmăt în această țară. Da? 1.200.000.000 trebuie să ducă de dolari. Da? Deci e o grijă că trebuie să meargă la educație și la sănătate și nu în buzunarele proprii a cuiva. Tot doresc să introduc foarte clar monitorizarea așa numitului indicator, indicatorul controlul corupției, care este un indicator introdus încă în 2017, când s-a aprobat strategia de anticorupție la nivel național și la care avem restanțe. Deci Republica Moldova nu și-a făcut tema de acasă, din aceste considerente nu putem aplica la programul Compact 2, finanțat de către Guvernul Statelor Unite ale Americii, care și iarăși minimum 100 de milioane, deci am putea minimum să le atragem pentru proiecte în irigare sau pentru susținerea altor sectoare economice. Și aici doresc să menționez că programul nostru electoral este foarte bine punctat cu obiective și cu buget. Da, deja am numit 1.200.000.000 plus compactul, deja suntem la un miliard minimum 300 și dacă ne mai uităm că trec încetul cu încetul la partea pilonul 4 care este economia, industria și energia. Deci ca să finalizez cu bugetul, aș dori să menționez că și din programul Next Generation EU, după cum cunoașteți, a fost aprobată de către Comisia Europeană încă 600 de milioane de euro și dacă mai aplicăm la diferite programe bilaterale sau cu instituțiile financiare internaționale pentru a restarta Moldova, pentru că programul nostru de guvernare se numește Restart Moldova, avem 2 miliarde care putem să facem lucruri frumoase, concrete și să aducem țara asta de pe zero, cum s-ar spune, da? Sau mai bine spus, de pe minus, să scoatem pe plus pentru a oferi cetățeanului o bunăstare și lucruri reale. Și de a construi clasa de mijloc, când vorbesc de clasa de mijloc, deci eu fiind o lună în Republica Moldova, am văzut că doar este bogăție și sărăcie. Deci nu simțim clasa de mijloc și programul se va focusa anume pentru pe dezvoltarea țării și crearea unei clase de mijloc. Deci dacă am trecut la acest pilon 4 de economie, vreau să vă zic că modelul economic al Republicii Moldova este puțin eficient și asta o cunoaștem toți, pentru că suntem independenți de remitențele, de bani trimiși de către cetățenii de peste hotare, circa 35% din produsul intern brut se formează din bani trimiși, cu regret banii care au fost trimiși și au fost furați, deci miliardul s-a dat din rezervele valutare. Deci, după cum am zis, clasa de mijloc va fi creată, va fi dezvoltată, pentru că clasa de mijloc este pilonul unei democrații reale și a unei economii sănătoase, care în Republica Moldova, cu regret, nu există. Deci, a doilea prioritate este, într-adevăr, să ne bazăm și să susținem agricultura, pentru că agricultura constituie 30% din produsul intern brut. Deci, pământul ăsta din Republica Moldova ne hrănește pe toți noi. Și politicienii, cu regret, au făcut abuz de votul cetățeanului. Da? Pentru că noi, cetățenii, creăm clasa politică. Cu regret, de la independență până acum, politicienii doar au abuzat și au beneficiat pentru propriile buzunare. Deci vom elabora un program național în agricultură cu stimulente concrete, deci și în
în toate domeniile agriculturii. Vom susține mediul de afaceri, în special IMM-urile, deci vom crea start-up-urile foarte clar. Vom susține tot diaspora, pentru că dorim un program de cashback, deci un leu care contribuie cetățeanul de diaspora să primească un alt leu de la bugetul de stat sau din fonduri europene, vom vedea, ca să-și creeze afaceri, pentru că să readucem oamenii acasă, trebuie să le oferim locuri de muncă. Și locurile de muncă se creează doar prin școlarizare, deci prin investiții în cetățeni și reprofilarea cetățenilor noștri pentru a putea face business privat. Eu vin din domeniul de afaceri, de aceea businessul pentru mine este ceva care ține o țară întreagă, da? Cu regret la noi, un angajat ține 2 cetățeni, un pensionar și un bugetar. Ceea ce în țările normale, chiar și să zicem așa, la noi sărăcii, nu suntem o țară slab dezvoltată, ci este o țară săracă, din păcate unica din Europa. Dar noi oricum ne vom focusa concret pe mediul de afaceri, da? Pentru susținerea și readucerea cetățenilor acasă. Eu sunt realistă, nu vor veni 100% pentru că sunt generații plecate de atâția ani, dar dorim într-adevăr să implicăm diaspora în mediul de afaceri foarte activ. Cât privește industrializarea, deci eu sunt adeptă digitalizării întregii țări. În primul rând că digitalizarea elimină birocrația și permite să iai decizii rapide. Nu înseamnă că prin digitalizare noi vom da lumea afară sau vom, dar același guvern trebuie să fie eficient și serviciile prestate de către autorități trebuie să fie eficiente, rapide și fără importanță majoră și aroganță, după cum se întâmplă cu regret astăzi în țară. Deci vom merge pe diversificarea surselor și tehnologiilor de producere a energiei electrice, deci eu vin din domeniul respectiv și știu cum să fac, începând de la produsele petroliere, terminând cu energie electrică și cu green energy, da? Sunt adeptă unei energii verzi și a surselor, diversificare surselor de energie, de producție a energiei și vom face foarte clar și o liberalizare a pieței de energie. Doresc o bursă de mărfuri sănătoasă, doresc o bursă a valorilor mobiliare, deci să fie digitalizate și am ideea, poate e năstrușnică cuiva, pare acum, dar aș dori ca hârtiile de valoare de stat să fie digitalizate. Și cred că așa cum am făcut legea privind datoria de stat, cred că putem. Am o echipă foarte competentă și sper că într-o bună zi vom digitaliza Republica Moldova. A cincilea pilon este administrația publică centrală și locală și, după cum am spus, cu regret avem și în prezent un guvern nefuncțional, un guvern care a făcut ministere struțul cu Amilo și nu mai înțelegem nimeni nimic și nu răspunde nimeni de nimic. Deci vom revizui structura guvernului, vom eficientiza toate agențiile și vom trece la administrația publică locală. Și aici la administrația publică locală vom începe de jos în sus, pentru că o reformă se începe în administrația publică locală de la sate, de la primari, pentru că din centru oamenii la Chișinău trăiesc cu alte realități, cu regret. Asta este adevărul. Am fost săptămâna aceasta la Iedine și am văzut că am creat un sistem raional, la nivel de raioane, nivel 2, deci de birocrați, de oameni plini de importanță, care nu merită să fie acolo. Deci câte 4 funcții de vicepreședinți, secretare, mașini, cheltuieli. Deci m-am uitat statistica, ultimii 10 ani, cheltuielile pentru APL-uri au crescut cu 42%. În loc să meargă în educație și să dăm un viitor acestei noi generații sau să motivăm cetățenii în etate, deci noi cheltuim pe oameni aroganți și importanți. Să meargă să facă business. Nu să stea cu șef peste șef. Deci nu tolerez șefișorii, da? Deci în lanț care nu fac nimic și nu raportează și nu sunt eficienți. Să meargă să facă business. Îi ajutăm cu mare drag. Eu pot să fac traininguri și de leadership și de comunicare și de idei, de creație ce ține de business. Cât privește protecția
Deci asta cam ar fi 5 pe lună, dar aș vrea să mă întorc un pic la protecția socială, pentru că nu am menționat-o. Ea este în pilonul 2, ce ține de sănătate și protecție socială. În protecție socială vom veni cu propuneri și măsuri foarte concrete ce țin de persoanele cu disabilități. La fel, doresc să menționez că dacă Moldova era membră la Convenția Organizației Internaționale a Protecției Muncii, la care sunt membri și România și Rusia, deci pensia minimă asta trebuia să fie 3.200 de lei. Și vă explic de ce. Pentru că această convenție, care adert țările, expune foarte clar că pensia minimă în țară trebuie să fie 40% de la salariul mediu pe economie. Salariul mediu pe economie fiind 8.300 în luna mai, deci pensia trebuia să fie 3.200. Am văzut programe electorale care fac diferite, cum s-ar zice, promisiuni, deci inclusiv unele partide care spun că vă crește pensia minimă la 2.000 de lei, pe 2.000 de lei coșul minim de consum. 2.000 de lei, 2.080, pare mi se, este coșul minim de consum. Deci cum putem să zicem că omul acela va supraviețui? Nu va supraviețui pentru că nu îi ajunge nici de cartofi, nici de ceapă, nici de, nu mai zic, de utilități. Da? Deci vom veni cu abordări foarte clare și știm cum să le facem. Eu sunt încă în grupul, hai să zic, petrolier care unde activez, sunt în concediu oficial, dar știu cum să iau o companie de pe minus și să o aduc pe plus. Mulțumesc frumos pentru această incursiune în program electoral a Partidului Legii și a Dreptății. Noi, în paralel, am întrebat și prietenii noștri care ar fi întrebările care le-au pentru fiecare candidat și cea mai frecventă întrebare care a apărut în adresa dumneavoastră, ținând cont de activitatea dumneavoastră psihotare, de succesurile despre care nu ezitați să vorbiți. De ce doamna Mariana Dorleșteanu a hotărât să se reîntoarcă în viața politică a Republicii Moldova și pentru ce dumneavoastră asta vă trebuie? Vreau să vă zic că m-a determinat concetățeanul. Deci concetățeanul din Republica Moldova care, ca și mine, s-au născut aici. Eu m-am născut în această țară, nu sunt indiferentă de această țară, am fost tot timpul activă, indiferent unde activam, deci fie că Hong Kong, Beijing sau Astana sau Londra. Sau... Deci am fost și am avut ocazia să merg în politică atât în Republica Moldova cât și în alte țări. Da? Deci foarte clar că am avut o astfel de oportunitate. Însă nu pot fi indiferentă de țara unde m-am născut, unde am crescut și unde m-am educat. Partidul Legii și Dreptății se poziționează drept un partid de centru-dreapta cu ideologie creștin-democrată. Da. În această campanie electorală noi avem foarte mulți candidați pe șchierul ăsta politic, anume pe dreapta, și întrebarea mea este ce face diferit partidul pe care îl reprezentați dumneavoastră de ceilalți candidați, mai cu seamă de partidul politic Platforma de Unitate și Adevăr, care toți poziționează drept un partid creștin-democrat, și întrebarea specifică e de ce votantul ar trebui să-și dea votul pentru Partidul Legii și a Dreptății, dar nu, spre exemplu, pentru PAS sau pentru alte partide. Ok, mulțumesc pentru întrebare, am să fiu foarte clară. Deci Partidul Legii și Dreptății ca valori creștin-democratice sunt aproape de sufletul meu ca persoană, în primul rând. Deci e foarte clar că noi suntem aliniați și cu domnul președinte al partidului, domnul general Nicolae Alexei, care avem aceleași viziuni, aceleași valori, dreptate, corectitudine, familie. Deci, pentru că asta este de drept și educația, în primul rând. Deci, eu am investit în copiii mei și am educat așa, cum s-ar zice, cum am dorit eu și am visat. Și mulțumesc mult, copiii mei chiar îmi dau roade și sunt mândră de ce am făcut eu la viața mea. Pentru că dacă nu educi în generație tânără în copii, atunci clar că nu poți să ai o țară bogată. Bogăția principală este investiția în generația viitoare. Privește, asta a fost de dreapta cu valorile de centru, deci cum am spus, pentru că dorim o economie bazată pe clasa de mijloc,
Da? Deci aici venim cu, concret cu investiții, pentru că datorită investițiilor poți să faci o creștere economică. Pentru aceasta avem nevoie de stabilitate politică, evident, și readucerea Republicii Moldova cu un rating care nu mai are de atâția ani și va fi foarte greu să spălăm imaginea, așa să zic, da? Pentru că imaginea noastră pe piețele financiare este una foarte urâtă, nu are nimeni încredere în clasa politică de la Chișinău și vreau să vă zic că prin ce suntem mai diferiți decât platforma ta, în primul rând avem oameni, că nu vreau să dau aprecieri, dar foarte concreți, care știu ce, pe domenii, ce trebuie să facă în justiție, ce trebuie să facă în administrație publică, locală. Deci oameni care vin din viața reală cu rezultate reale. Da? La ceilalți nu vreau să mă refer pentru că sunt concurenți electorali și au viziuni care le au. Singura chestie aș mai menționa că totuși noi diaspora am votat un președinte a tuturor și nu pot fi indiferentă când, și eu sper că într-o bună zi, președintele va deveni a tuturor și nu a unui partid politic. Sunt sigur că vom avea această situație în curând. Dar să revin la faptul de ce aș dori ca cetățenii să ne voteze pe noi. Partidul Legii și Dreptății, da? În primul rând, pentru că Partidul Legii și Dreptății vine să spună electoratului sau alegătorului ajunge dezmețului, ajunge. 30 de ani de la independență, votul cetățeanului a fost furat și dezamăgit. Au abuzat cum au putut pentru propriile buzunare. Noi dorim să restartăm Moldova. Programul economic al Partidului Legii și Dreptății se numește Restart Moldova. Simbolul nostru este leul. Noi apelăm și invităm cetățeanul și alegătorul, care este și alegătorul, să voteze Partidul Legii și Dreptății. Vă mulțumesc frumos. Doamna Mariana, acum propun să trecem într-o discuție puțin mai punctuală cu domeniile pe care le-ați menționat și dumneavoastră mai devreme și cred că o să începem cu economia. Aici, da. Ales adunat, în calitate de specialist, avem mai multe întrebări. Uh-huh. O întrebare unde deja, analizând discuțiile pe care le-am avut cu ceilalți invitați la emisiune, am observat o dezbatere și între ei. Și întrebarea asta se referă la cât de simțit ar trebui, după părerea dumneavoastră, să fie intervenția statului în economie, anume în contextul Republicii Moldova. Unii nouă ne-au spus că ei consideră că statul cel mai bun este statul care nu se vede, că statul care nu intervine deloc în economie. Alții au spus că în contextul actual al Republicii Moldova avem nevoie de un stat care să aibă rol de mediator. Ce credeți dumneavoastră la acest capitol? Deci, în primul rând, Republica Moldova de la proclamarea independenței sau adoptarea independenței ca țară neutră, da? Deci independentă, a adoptat o decizie, avea o economie liberă. Deci statul trebuie să susține economia liberă, da? Bazată pe market principles, da? Deci bazată pe piață. Este cererea și este oferta. Statul nu are ce interveni în piață, da? Sau în stabilirea prețurilor la benzină, motorină, la grâu, sau ce este cererea și oferta. Statul, rolul statului de a face reforme și de a da platforma business-ului, deci mediului de afaceri, ca să-și poată face afacerile și să aibă concurență liberă. Da? Deci nu trebuie să intervină între jucători sau să facă monopoluri. Nu este corect. Cu regret, toate schemele astea 1.200.000, deci s-au făcut prin monopoluri. Unul ține, de exemplu, calea ferată și vă zic foarte clar, la calea ferată, toate, hai să zic, companiile care dau închirii vagoane în Ucraina și nu se mai întorc înapoi, sunt protejate de funcționari. Sau alte domenii, deci aș putea pe foarte multe să povestesc despre fiecare domeniu concret, deci unde s-a creat monopol și cetățeanul cunoaște, da? La fel vreau să zic că, de exemplu, în cazul aeroportului, cum s-a cesionat din miliardul furat, pentru că asta spune și raportul Kroll, statul a pierdut, să spunem, să zicem așa, un activ care reprezintă porțile albastre a Republicii Moldova. Da? Aeroportul Chișinău Internațional trebuie să revină statului. Deci în condițiile astea, da. Dar jucătorii
să zicem, pe piața aeriană, trebuie să fie liber. Și noi aveam un program nostru foarte clar. Aeroportul de la Bălți va fi un aeroport pentru susținerea agriculturii, da? Deci avea agriculture, așa spunem noi, pentru un fel de sistem medical de urgență. Da? Deci vom face un sistem medical de urgență. Dorim să facem un aeroport din Bălți de low cost, da? Și pentru că putem să fim hub-ul între vest și est, aeroportul de la Mărculești vom crea cargo. Deci Republica Moldova să aibă acces pentru a exporta nu doar pe calea ferată, pentru calea ferată, de fapt, ținând cont că transportul de mărfuri trebuie să fie plus și nu pe minus, dar îl fură atât de mult, inclusiv și prin chiria vagoanelor, că producătorii noștri de cereale nu au cu ce duce marfa deci pe calea ferată. Deci, da, o duc cu mașinile până la terminalul Giurgiule și acolo iau barjele sau le duc la Reni. Deci, noi trebuie să liberalizăm orice sector. Însă statul trebuie să facă platformă de a susține aceste sectoare. Și în cazul când trebuie să susțină statul, și acum vă zic că în cadrul după pandemie, impactul pandemiei va fi este unul foarte major. Și știm foarte clar că 86% din Horeca și turism au suferit foarte mult. Statul nu le-a dat alocații. Și vreau să dau un exemplu. În afară de că americanii au oferit cetățenilor săi 3 trilioane, cum le numesc ei, helicopter money, da, în economie, pentru că oamenii s-au avut și mânca în lockdown-uri, Marea Britanie a compensat 80% din veniturile brute ratate în timpul lockdown-urilor. Deci Republica Moldova nu a susținut niciun sector. Noi venim concret și pot să vă zic cu certitudine că voi introduce schema ajutorului de stat conform cerințelor Uniunii Europene. Am făcut eu dosar în România, la care am aplicat cu echipa, evident, pentru că nu pot face lucrurile de sine stătător, doar în echipă, care am aplicat la această schemă de ajutor de stat. Și vă zic în ce constă ea. Asta nu înseamnă că îți dea bani gratis cineva. Sau bugetul statului nu are ce face cu banii, deci se duce cu un deficit major bugetar și dă banii cuiva lui X sau lui Y. Este un ajutor de stat care se dă sub formă de împrumut pe 7 ani, noi, de cel puțin experiența mea o am, 7 ani, 4 ani gratis și cu o dobândă care ea este o dobândă de piață, dar diferența de la marjă, deci se compensează de către stat. Deci 4 ani gratis pentru că oamenii au nevoie de mijloace circulante. Deci au nevoie de cashback și de buffer. Deci buffer, perna de lichidități, de fapt, așa se zice. Deci am experiență și știu cum să o facem. Și sectoarele în Republica Moldova, toate, trebuie susținute nu pentru a fura, dar pentru ca un dolar investit să aducă 2 dolari venit. La fel o să venim cu facilități fiscale, deci în programul nostru noi am introdus impozitul zero pe profitul reinvestit și vreau să vă zic că am experiența când am fost ministru finanțelor, noi am avut așa ceva, da? Și trebuie să de fapt este o readucere pentru că din experiență și eu am făcut business privat când am lucrat pentru un holding străin și compania care o am în Chișinău, am deschis o nume pentru ca să țin banii aici. Deci urmează să facem lucruri transparente. Lumea trebuie să uite de statul paralel creat de plahotniuc și să stea pe cash, banii trebuie investiți. Investiți oficial și să producem și să generăm venituri. Vă referiți dumneavoastră la această problemă. Care sunt măsurile care este posibil de le implementat în mod imediat pentru ca să oprim problema asta cu monopolurile, concurența neloială pe piață? Păi eu, ca vin din business, sunt foarte neliniștit așa, cu calea ferată, cu aeroportul, la terminalul Giurgiulești am văzut foarte clar că se fac și lucruri frumoase, însă trebuie să înțelegem ce investiții putem face acolo. Cu ceea ce ține sectorul de produse petroliere, la moment eu am un contract de confidențialitate și nu am dreptul să-i spun, dar am o viziune foarte clară în acest domeniu, fiind din sistemul dat și cu energia electrică, care la fel Republica Moldova, după cum am mai spus, o cumpără energie electrică tot de la Republica Moldova. Deci noi ne asumăm un preț malu drept, tot timpul a plătit preț politic pentru gazul.
Malul stâng îl susținem tot noi, pentru că noi, dacă vă uitați în balanța de plăți a băncii naționale, datoria Transnistriei de 6,8 miliarde este în balanța de plăți. Da? Deci, dar astea 6,8 miliarde de dolari care neachitate pe perioada 28-30 de ani, da? Deci a susținut sistemul transnistrian. Pentru că gazul care merge la ei, merge deci, în malul stâng cu un preț nu de piață. Da? Deci îl dau în jos, prețul pentru gazul livrat la hidrocentrală electrică de la Dubăsari, produc energie electrică, da? Și nouă ne-o vând cu 10 ori mai scumpă decât am putea cumpăra energie electrică din altă parte. Sunt foarte mare adeptă să scot lucrurile astea la iveală și să le clarificăm. Deci astea sunt acțiuni concrete. Da, Republica Moldova în genere are potențial să existe singură. Există la nivel de societate percepție și ea deja, nu știu, am impresia că oamenii se deprind cu asta și o văd ca pe normalitate. Ei lasă ca să vină europenii și să ne dea niște bani, să vină americanii și să ne dea niște bani. Dumneavoastră, vedeți perspectivă că noi să ne debarasăm de dependența asta de ajutor din extern? Ajutorul din extern este oricând binevenit, însă vreau să vă zic că dacă dărâmăm schemele economice, 1,2 miliarde, deci sunt banii noștri aici, banii care sunt furați din buzunarele noastre și din veniturile noastre. Deci 1,2 miliarde, considerați, dacă 10 ani la rând, în afară de miliardul care s-a pus pe umerii cetățenilor, da, din sistemul bancar, 1,2 miliarde ultimii 10 ani, vă dați seama cum putea să fie bunăstarea omului? Deci tot în mâinile noastre. Nu trebuie să fim dependenți de resursele externe. Ele trebuie să vină, dar pentru reforme concrete, la care Republica Moldova trebuie să se angajeze din punct de vedere că suntem o țară cu valori europene și trebuie să avem aceste valori europene pentru că suntem o țară europeană. Partidul Legii și Dreptății va fi un partid de echilibru între vest și est, dar deciziile trebuie să se ia acasă. Și eu când am văzut unii ambasadori, cu tot respectul, am fost și eu ambasador într-o țară foarte, da? Deci în Regatul Unit al Marii Britanii și în Republica Irlanda. Deci nu poți să-ți permiți să mergi pe la partide politici în campanie electorale. Deci, sincer, mă simt eu revenit acasă cumva că cineva mi-a pus pragul în ușă ca să-mi spună ce să fac și cum să mă trezesc, la ce oră să mă trezesc și exact ce trebuie să spun în cameră, televizorul. Nu se admite astfel de comportament. Deci noi trebuie să luăm deciziile aici, aici, în favoarea cetățeanului, doar în favoarea cetățeanului. Da, în momentul de față considerați că se negociază corect, nu știu, toate legăturile noastre cu instituțiile europene, cu Fondul Monetar Internațional, ele se negociază corect din perspectiva Republicii Moldova, să nu avem probleme la capitol dat și ne băgăm în niște raporturi cu ei care creează un fel de dependență între... Eu pot să vă zic că am o experiență pentru că am fost educată la Institutul Fondului Monetar Internațional, da, și am școli suficiente în exterior. Totul depinde cine negociază. Eu am avut negocieri săptămâni întregi și până la 4 dimineața, deci da, dacă aperent, da, cetățeanul. Toate memorandumurile și toate condițiile se negociază în favoarea țării. Pentru că și eu am lucrat într-o structură internațională, da, la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și nu poți să te duci să impui țării respective ceva care este în detrimentul cetățeanului. Da, noi suntem cei care trebuie să negociem. Și vreau să vă zic că când eram candidat la funcția de prim-ministru, am discutat cu colegii de la Comisia Europeană. Și cu regret am găsit faptul, și pot să spun, sunteți primii care vă spun, acordul de asociere cu Uniunea Europeană a fost semnat cu ochii închiși de către povestea de succes, pentru că mi-au spus că n-au pus o virgulă măcar. Eu cred că sunt câțiva doar oameni care au citit acordul ăsta. Nu vreau să le dau nume că le fac marketing, reclamă, dar acest acord urmează, eu l-am, deci îl avem toții, se poate de analizat din punct de vedere a cotelor care acum le avem pentru a accesa piața UE. Doar două produse. Dar noi ne vom așeza și vom negocia în favoarea cetățeanului și a Republicii Moldova. Și știu cum să o fac, pentru că în perioada post-Brexit am simțit pe pielea mea, deci ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, da? Da, nu este ușor
Și tot ce spunem, deci în campania electorală Partidul Legii și Dreptății este un program bazat pe realitate, da? Deci nu este un program care poate fi realizat în 24 de ore pentru că ar fi o prostie să spun acum așa să fac astfel de statement. Deci mesajul să aducă vor fi. Nu, este un program foarte clar, cu măsuri foarte clare. Partidul Legii și Dreptății este un proiect pe termen lung, vine minimum, deci nu vreau să dau minimum mandate, pentru că venim pe termen lung și vom face dreptate în această țară ca să o readucem pe linie de plutire. În opinia dumneavoastră și a partidului pe care îl reprezentați, care este ramura economică în Republica Moldova, cea mai de perspectivă, unde ar trebui să investească și care ne-ar putea aduce și ne-ar putea face competitiv pe marile pieți economice ale lumii? Agricultura. Am zis, agricultura reprezintă 30%. Deci, în agricultură, produsele cerealiere, și, de exemplu, m-am mutat în statistică, 86% floarea soarelui grâu se exportă. Deci, putem să fim accesibili pe toate piețele. Avem un pământ care ne hrănește. Deci, noi suntem crescuți cu mâncare sănătoasă. Eu sunt adeptă mâncare sănătoasă și credeți-mă că eu roșii în Marea Britanie nu cumpăr, ele sunt de plastic. Doresc roșiile noastre moldovenești, o vom susține toți doritorii, în special start-up-urile și toate generațiile care doresc să investească în mâncare sănătoasă, ecologică. Este multe lucruri bune se pot face, dar dacă vă dau un caz, am citit raportul post-COVID, mai știu, a fost făcut paramestică de KPMG, care menționează foarte clar, deci carnea de pui produsă în Republica Moldova este foarte solicitată pe piețele europene. Cu regret, noi importăm 50% din carne. Da? Deci lucrurile astea, eu nu zic că noi vom substitui toate importurile, pentru că independența iarăși este o piață liberă, cere și ofertă și prețurile sunt. Dar haideți să ne focusăm pe faptul că să le delimităm cumva. Da? Deci importurile astea roșilor care sunt injectate cu diferite și se vând în piață, trebuie să fie substituite cu roșii crescute în Republica Moldova și putem să le facem. Deci asta ar fi, desigur că eu sunt adeptă industrializării, deci am spus digitalizarea va fi și vreau foarte mult să ne focusăm pe zonele economice libere, că am văzut lucruri frumoase care se produc și în zona industrială din Iedineț. Deci sunt 6 rezidenți, care inclusiv un rezident de Marea Britanie care asamblează și face cabluri pentru computere, TV-uri, o fabrică mare care produce concentrat din mere ecologic. Ecologic. Și noi nu știm, noi trebuie să învățăm și sunt adeptă, cum am zis, mâncare sănătoasă, să învățăm societatea să mănânce sănătos, pentru că mâncarea noastră este sănătoasă. Deci industrializare mă refer și la, în special, ce ține de diversificarea resurselor energetice, deci tot ce ține de viitor, și mă refer green energy, să facem baterii, să punem solare, deci totul, deci vom trage atenție foarte mare acestor sectoare. Revenind la discuția despre agricultură, cunoaștem că am ajuns în situația în care Republica Moldova este un net importator. Noi exportăm materie primă, noi exportăm cereale, noi exportăm grâu, dar în schimb, importăm făină, importăm lactate, importăm carne, importăm fructe și legume din alte țări. De ce s-a ajuns la situația asta și cum ar trebui să intervină statul ca și actor prin prisma instituțiilor lui, a Parlamentului, Guvernului pentru a rezolva problema asta? În primul rând, aș dori să menționez că în agricultură noi trebuie să avem un singur TVA pe tot lanțul valorii, de la producător până la procesator. Noi avem TVA diversificat între ei, da? Nu vreau să vă bag în tehnici de, hai să zic, de rambursare TVA de la buget și tot așa, când merge la export. Sunt lucruri care le-am făcut la viața mea și le cunosc foarte bine. Deci trebuie să revizuim lanțul valoric pe procesul. De la colectarea laptelui, care se colectează cu 3 lei și se vinde la Chișinău cu 20. Vom crea piețe agricole regionale, pentru că cetățeanul să poată vinde și să nu aibă intermediari sau interpuși între acest lanț. Vom stimula și motiva sectorul zootehnic. Eu chiar știu acum că cireșele a fost, culegerea de cireșe.
Eu sunt mare adeptă de trading, deci îmi place să fac nu doar cu produse petroliere astfel de tranzacții, dar cireșele noastre pot fi vândute în Marea Britanie. În Marea Britanie, un kilogram de cireșe costă 32 de lire kilogram. Vă imaginați? Deci Turcia este cea care vinde mai puțin. Și chiar discutam cu unii colegi când eram în Londra, că cum am putea, pentru că logistica cu Marea Britanie este destul de scumpă, însă, ținând cont că am semnat Free Trade Agreement, deci acordul de liber comercial, în decembrie, urmează următorul parlament să ratifice acest acord, deci chiar sunt adepta de a vinde cireșe moldovenești pe piața Marea Britanie. Cu mare drag, toți care doresc să facă acest lucru, cu mare drag îi ajut. De sistemul actual de taxare în Republica Moldova funcționează bine sau, în opinia partidului pe care îl reprezentați, ar fi mai bine să adoptăm o cotă progresivă de impozitare sau o cotă regresivă de impozitare? Care ar fi cea mai bună opțiune pentru contextul actual al Republicii Moldova? Deci, dacă să merg profesional, deci structura bugetului, la partea de venituri, bugetul public național, în primul rând, 75% din colectări sunt din TVA și accize. Deci demonstrează că suntem o țară de consumatori și nu de producători. Cu regret, această proporție trebuie să meargă în jos prin faptul că producem, prestăm servicii, deci facem hub-uri agricole. Deci trebuie să schimbăm partea, structura părții de venituri. A doua, deci la partea de cheltuieli, dacă vedeți, sunt doar o mulțime de bani merg la partea socială, la autoritățile publice locale, care v-am zis că s-a majorat, și puțin la investiții. Deci trebuie revăzut și partea de venituri și partea de cheltuieli. Acum, dacă să trecem la procentul de impozitare. În primul rând, eu înțeleg că Republica Moldova 54% din salariu merge la stat. Și v-am zis de ce? Pentru că cu regret, statul Republica Moldova s-a făcut un fel de lacustă, tot mâncăm și din urmă nu lăsăm nimic. Da? Deci sunt bani, nici nu pot să spun dacă investiți, că nu sunt investiți. Investițiile sunt atunci când, cum v-am zis, un dolar investit aduce 2 dolari venit. Dar trebuie să revedem abordarea impozitării inclusiv și a angajatorului și a angajatului, pentru ca să putem motiva. Și exact după pandemie este necesar, pentru că angajatul să fie motivat, ar trebui partea de impozit să fie diminuată, da? Ca el să simte salariul, pentru că salariul pot să-l majorez prin majorări, hai să zicem așa, în concordanță cu nivelul inflației. Și dacă vă zic că, de exemplu, salariul mediu pe economie în aprilie a fost 8.000, în mai a fost 8.300, ăștia 300 de lei au fost de fapt consumate către inflație, pentru că inflația în 4 luni a fost 1,4 și angajatul nu se întâlne nimica, da? Pentru că odată ce se majorează prețurile, tot ce îi dai în plus se consumă și nu simte această majorare. Dar diminuarea bazei impozabile, deci ea poate fi diminuată și eu cred că asta va aduce la faptul că angajatul va simți mai mulți bani, iar angajatorul va avea o abordare ca să mențină acest angajat în care se investește. Da? Trebuie să facem pentru ambele părți. Angajatorul, și să nu luăm cetățeni ucraineni pentru construcția unei fabrici, dar să-i aducem pe a noștri, și asta se poate face prin impozite. Eu propun, vă mulțumesc frumos pentru răspuns și propun să mutăm discuția puțin și la aspecte sociale și legate de interesele directe ale oamenilor și mai ales a clasei mijlocii despre care dumneavoastră ați vorbit în mai multe rânduri. Și una dintre principalele aspecte la care face referire în general un partid cu doctrină creștin-democrată este diminuarea conflictelor sociale care există între grupuri și cumva consolidarea societății. Există o percepție foarte clară că la nivel de societatea Republicii Moldova noi avem conflicte mari sau cel puțin tensiuni între diferite grupuri. Care sunt măsurile care ar putea cumva să diminueze această tensiune și să ajute să consolidăm societatea Republicii Moldova? Eu aș dori să vă arăt ceva. Deci am făcut pe blocul economic, ca să știți, toate promisiunile electorale a principalilor partide, hai să zic, da?
pe fiecare, pe salariul mediu, pe economie, pe locuri de muncă, pe mediu de afaceri. Deci am așa ceva, o analiză, care după aia o să vedem promisiunile versus realizări. Și o fac pentru mine, pentru că știu în ce mă lansez, ce spun eu și ce fac alții. Dar la întrebarea dumneavoastră, ce ține de dezbinarea în societate? Și într-adevăr, societatea este intoxicată de multe partide, de viziuni diferite. Avem indeciși între 35% și 40%. Deci noi considerăm că Partidul Legii și Dreptății este un partid de echilibru. Un partid care nu dorește nici să... Și nu vom aborda, deci eu nu pot să-mi permit, eu, Mariana Durășteanu, să ajung la denigrări personale și la înrăirea cetățeanului. Da? Deci eu, Mariana Durășteanu, vreau ca cetățeanul să simtă beneficiul. Beneficiul unei stări materiale bune, da, clasa de mijloc, după cum o spun eu, și să nu fie intoxicat de politicieni care sunt corupți, care fac promisiuni pomeni electorale, să duc și le cumpără voturile. Deci Partidul Legii și Dreptății va demonstra că în această campanie, chiar dacă ne-am lansat cu o lună înainte, partidul este a șasele partid după creare, după independența Republicii Moldova, va demonstra că se pot face lucruri cu bani puțin ca cheltuieli, pentru că eu sunt îngrozită de ceea ce văd în țară, panouri de milioane, deci pe care se cheltuie, deci toate manifestele astea care se împrăște prin porțile oamenilor, deci toate culorile partidelor, deci ăștia sunt bani. Și eu chiar doresc o transparență. Și eu văd, deci Partidul Legii Dreptății se va demonstra că se poate de făcut lucruri bune, cu bani puțin, corect, transparent și să nu dezbinăm societatea. Noi suntem un partid de echilibru pentru a aduce societatea la faptul că se iubească viața. Eu iubesc viața. Și asta o doresc tuturor cetățenilor. Da, e posibil să concurați în condițiile actuale, să vorbim despre concurență loială între candidații la alegeri, vorbim despre partide care își permit să împle orașele cu billboard-uri și cutiile poștale cu flyere și un partid ca dumneavoastră care iese într-o campanie destul de modestă. Cum simțiți concurența asta și dacă sunteți încrezătoare că... Eu sunt concurența aceasta, deci de fapt că politicienii încearcă să mintă încă o dată alegătorul. Aceste partide cu așa bugete, de fapt, fac cheltuielile acestea din banii furați de la noi, de la noi cetățeni. Indiferent de ce culori sunt. Deci, noi chiar și-am făcut postere, pentru că pleante am zis că nu-mi permit, da? Deci sunt foarte calculată cu fiecare leu investit în această campanie electorală și am făcut postere. Un număr care știu că noi putem să ajungem la cetățean. Dar nu vom intoxica cetățenii. Eu mai bine decât să merg la unele televiziuni, așa să zic, care sunt controlate, gestionate de culori, începând de la albastru, galben, roșu, nu știu, toate astea, mai bine merg la cetățean și să stau cu cetățeanul să aflu realitatea. Sunt atâtea lucruri în țară de făcut și atâtea s-au uitat de Republica Moldova și cetățeanul de la țară. De fapt, Republica Moldova a devenit Chișinău, pentru că toată lumea s-a concentrat în Chișinău. Da, e foarte greu, dar eu nici nu pun scopul să concurez. Noi, dacă ați văzut, am făcut spoturi, am făcut spoturi bazate pe filmări, pe tehnologii noi și cred că s-au văzut și s-a făcut diferența, inclusiv când am prezentat programul economic eu și colegii mei din echipă, am pus pe sectoare și în justiție și sănătate și educație. Deci mergem pe tehnologii cu bani care se investesc în această campanie electorală de bunul simț, transparent. Doamne Dorleșteanu, dar ce facem noi cu soluționarea conflictului transnistrian? Eu întreb din perspectiva unui tânăr care s-a născut peste 8 ani după ce conflictul ăsta s-a întâmplat. Noi despre conflictul ăsta am învățat probabil doar din câteva lecții de istorie care se predau la școală și e discutabil și despre cum ele se predau la școală. Poate în contextul în care toată lumea spune că acolo e cea mai mare concentrație de contrabandă, noi teritoriul cel nu-l controlăm. Cum soluționăm noi problema? Poate recunoaștem independența Transnistriei, sunt și așa idei la nivel de societate. Care e opinia Partidului Legii și Dreptății? Ok, Partidul Legii și Dreptății, deci are o viziune foarte clară cum putem soluționa acest conflict. Acest conflict, cu regret, noi îl punem în agenda doar în campanie electorale. Deci formatul 5+2, toată lumea uită de el. Da? Deci, și putem să avem, că avem ambasadori foarte buni în țările unde suntem prezenți.
și eu am fost ambasador și tot timpul am reiterat acest conflict, pericol, deci am rugat suport ca să soluționăm conflictul. Și formatul ăsta 5 plus 2, vă zic, lumea își aduce aminte doar în campania electorală. Viziunea Partidului Lege și Dreptății trebuie ca să fie ca acest format să fie reanimat și cu o participare mult mai activă a Ucrainei și României. Deci el trebuie reanimat cu o participare foarte clară pe domenii. Am mai participat și eu în trecut, inclusiv la memorandumul COSAC, și știu foarte clar câte lucruri se pot face comune. Dar, principal, acest conflict va dispărea între cetățeni. Pentru că dacă va fi o bunăstare bună pe malul drept, să știți că și malul stâng îl va simți. Și pot să vă zic foarte mult mereu, s-a mutat la Chișinău din Tiraspol. Eu cunosc cel puțin 10 persoane de vârsta dumneavoastră care s-au mutat pentru că bunăstarea, să zicem, și acum, chiar dacă se fură, totuși este o diferență între viața de pe ambele maluri. Deci acest conflict nu va fi dacă noi nu vom fura această țară, vom crea o economie modernă, sustenabilă, vom avea încredere în stabilitate politică, Moldova va reveni pe piețele financiare și eu la viața mea am făcut emis eurobonduri, eu la viața mea am știut cum să fac ratingul Republicii Moldova și eu sunt convinsă că putem să facem astfel de lucruri. Deci conflictul transnistrian, el nu există. Trebuie să fie dialog, comunicare și să nu împărțim oamenii de stânga dreapta. Pentru că la noi, cu ceea ce ați spus și dumneavoastră, că am spus că lumea este intoxicată, da, pentru că se face diferență pe culori. Oameni buni, oameni răi, oameni nu știu de care, nu trebuie să dezbinăm societatea. Și nu trebuie să facem diferență nici între cetățenii care sunt pe malul stâng și malul drept. Și noi tradițional lăsăm întrebările la nivel de sistemul educației la sfârșit, pentru că sunt probabil cel mai aproape de noi și de tinerii care ne privesc. Noi suntem proaspăt, nu știu, absolvența sistemului educațional moldovenesc și în contextul ăsta vrem să știm, după părerea dumneavoastră și viziunile partidului dumneavoastră, cum ar trebui să arate sistemul educațional într-o perspectivă de 5-10 ani în Moldova și care sunt cele mai mari probleme care trebuie să rezolvate. Dumneavoastră deja ați făcut referire la învățământ profesional-tehnic. Noi vrem să înțelegem cum ar trebui să arate școala, cum ar trebui să arate universitatea în Republica Moldova și, nu știu, poate, care sunt măsurile care trebuie să adoptate în acest sens. Până răspunde, pot să vă întreb și eu ceva? Ce facultate ați făcut? Eu fac facultate de drept la moment. A, faceți acum de drept. Da. Dar competiția e mare, că avem atâția juriști și nu vă supărați acum, cum vă zic. Da, e foarte mare, dar vedeți că și noi cumva suntem prizonierii ideii este despre faptul că sunt foarte mulți juriști. Până la urmă, la un moment dat, când îți decizi soarta și alegi... Atunci am o rugăminte, da? Deci din partea, și cred că colegii mei vor fi de acord în partid, pentru că nu sunt o persoană dictatorială sau totalitară. Avem o rugăminte să vă uitați și să veniți cu idei ce ține de sistemul judecătoresc. Da? Deci anume voi să veniți, voi cei corecți, cinstiți, pe voi să vă promovăm. Deci voi trebuie să intrați în sistemul justiției, pentru că nu sunteți stricați. Acum, cu tot respectul față toți care lucrează în acest sistem, însă știm că justiția s-a mimat și este pandemică. Da? Deci în justiție noi vom face o diagnostică începând de la procurori, judecători, deci toate instituțiile, pentru că această reformă și ea nu costă mult. Sunt specialiști care o pot. De-aia vă rog frumos, veniți către Partidul Legii și Dreptății cu propunere ce ține de tot sistemul ca să veniți voi. Voi sunteți cei generația care trebuie să nu fiți stricați. Și eu am revenit în această țară să nu fiu stricată. Vreau să deschid minți, cum zic eu, și să încercăm să creăm o societate sănătoasă. Sănătoasă. Bine, acum dacă să trec la învățământ. V-am zis, eu sunt adeptă digitalizării, da? Și am văzut că în pandemie, mulțumim profesorilor care au avut răbdare să facă lecții online, da? Deci lecțiile online, ele nu sunt simple, pentru că totuși, cum să zicem, comunicarea face-to-face cu elevul este foarte important. Dar digitalizarea, când mă gândesc, deci la digitalizarea învățământului, o să mă refer la cărți, la materialele didactice, la comunicarea cu elevii. Chiar astăzi spuneam că am primit raportul pentru fiul meu de la Londra și o fac prin sistem
Deci școala îmi trimite rapoartele automat, eu văd la ce oră am mâncat, pentru că este o școală diferită, deci de învățământul care îl avem noi și notele pe care le-a primit la examen, deci vreau totul ca părintele să vadă online. Ce trebuie să ajungem. Am experiența asta cu proprii mei copii. La fel aș dori ca începând cu alimentarea sănătoasă, începând din grădiniță până la finalizarea școlii. Deci când mi s-a spus că statul susține doar alimentarea claselor primare și după primare deja părintele trebuie să decide îi achită sau îi dă un snack, un sandwich cu el, am rămas șocată. Noi am ajuns să împărțim copiii, dar ce copii după clasa a patra nu mănâncă sau nu cresc? Deci este incredibil. Deci ce sistem am creat noi? De-aia eu sunt, în primul rând, adeptă un lapte, un suc sănătos, începând de la grădiniță, până la finalizare, până copilul crește. Da? Să fie, asta trebuie să fie suportul statului. Să nu se bage statul la prețurile la benzină și motorină, pentru că cei care au bani se vor alimenta. Acum nu zic că nu sunt adept dacă se plătească mai puțin. Asta e altceva. Da? Deci aș dori foarte mult să investim în inovație. Știința și inovația este viitorul acestei țări. Avem copii deștepți, cu regret, Moldova a devenit o exportatoare de creier, cum spun eu. Pentru că diaspora a plecat din țară din cauza că totuși ei nu au fost apreciați pe valoare. Avem și doctori buni în România, deci avem și în Franța, avem și în Marea Britanie, o mulțime de oameni crescuți, educați în Republica Moldova sunt plecați pentru că am devenit exportatori de creier. Să mă întorc înapoi la inovații. Deci eu am fost la o companie care, unde am făcut cunoștință cu niște tineri 25-28 de ani, era și o fată, se numea Garaj, pentru că făceau inovații care patentate în Republica Moldova, nu vreau să le dau nume pentru că totuși, dar au inovat niște chestii care, după care, după patentare, China a comandat 3 milioane să producă aceste dispozitive. Deci 3 milioane. De ce nu le producem aici? Da? Deci sunt oameni talentați, dar ei nu sunt văzuți și auziți cu regret. Eu vreau ca să văd o generație ca și dumneavoastră, tânără, inovativă, creativă, care să vină cu idei și ideile lor să fie implementate. Pentru aceasta trebuie să le dăm bani și nu să furăm. Deci banul public nu se fură. Este sloganul Partidului Lege și Dreptății. Deci banii acestea trebuie să ducă în știință și inovație. Pentru că trebuie să stopăm exodul. Trebuie să readucem oamenii acasă pentru că pot face lucruri frumoase și bune aici. Și la final, care sunt primele, haideți să spunem, trei legi pe care Partidul Legii și Dreptății insistă că este absolut necesar să fie votate și implementate imediat după alegeri. Deci prioritățile numărul 1 imediat după alegeri. Imediat după alegeri, cred că trebuie să, bine, să vedem și Constituția, dacă să nu fie încălcată. Avem niște abordări foarte clare ce ține de Constituție, pentru că uneori prin decizii curții constituționale se iau diferite decizii, da? Cu și cum le trebuie la politicieni și chestia asta trebuie stopată. Deci nu se mai admite. Trebuie să facem o revizuire concretă. O altă abordare va fi evident că imediat trebuie rectificarea, legea privind rectificarea bugetului public național, pentru că, după cum cunoaștem, deficitul bugetar care a fost aprobat în decembrie de vechiul Parlament, este suficient doar până în iunie, probabil vom putea, m-am uitat la încasările de venituri și va fi suficient, probabil, bani ca să nu fac panică în societate. Dar în septembrie, cum vine nou Parlament, trebuie să aibă un guvern funcțional, da? Și să aprobe legea privind rectificarea bugetului ca să avem claritate cum închidem anul financiar 2021. Și desigur că tot ce ține de economie, cred că vom merge pe capitole foarte clare, energie, infrastructură, transport, drumuri, tot ce ține și foarte clar că trebuie să venim cu o abordare nouă și cu o lege ce ține ajutorul de stat pentru a stimula economia.
Întrebare principală la sfârșit, dacă doriți, scopul, scuze mijloacele, după opinia doamnei Mariana Dărleșteanu. Poftim? Scopul, scuze mijloacele. Scopul, scuze mijloacele, asta ce-o fi? Deci noi întrebăm politicienii dacă, după părerea lor, scopul care și-l pun ei, scuze mijloacele prin care ei ajung la implementarea acestui scop, sau, până la urmă, sunt în linii roșii de care noi nu putem să trecem și... Credeți-mă că următoarele zile le vor urmări foarte bine, da? Scopurile și mijloacele și cum ajunge lumea la ele. Și probabil le vom monitoriza așa cum le-am pus acum, cu bifarea roșu-verde, roșu-verde, știți? De ce scopurile care sunt puse de către fiecare partid trebuie atinse și realizate. Partidul Legii și Dreptețe și-a pus scopuri și obiective clare, bazate, să zicem, și în timp și cu financiar. Și acum, la final, noi venim cu propunerea pentru dumneavoastră să vă adresați, în primul rând, tinerilor care să privească acest interviu cu dumneavoastră și să le transmiteți mesajul din partea dumneavoastră și a partidului pe care îl reprezentați în legătură cu alegerile din 11 iulie. Dragi cetățeni, de dumneavoastră și de votul dumneavoastră depinde cum vom trăi următorii 4 ani. Deci, generații tinere îi doresc să fie activă. Deci doresc ca să fie ei pilonul bunăstării acestei țări. Eu cred că, și sunt sigură, fermă, că Republica Moldova va fi restartată cu voi, cu generația tânără și putem să avem rezultate frumoase și concrete pentru toți cetățenii acestei țări. Cu regret, țara este atât pentru vârsta netate sunt lăsați și uitați de cei plecați, cât și copiii rămași cu bunei, la fel sunt lăsați în grija nimănui, pentru că statul a uitat de ei. Încă o dată, fac un apel. Partidul Legii și Dreptății este un partid de echilibru. Un partid care vrea să restarteze Republica Moldova. Restart Moldova. Sunt sigur, avem încredere în voi și vă rog să ne vă alăturați Partidul Legii și Dreptății, care are simbolul leului și pe 11 iulie să faceți alegerea corectă. Doamna Drăgășteanu, noi vă mulțumim tare frumos pentru faptul că găsit timp să participați la emisiunea noastră. Vă dorim cât mai mult succes în campanie și în activitatea post-campaniei, care, până la urmă, este mai importantă decât ceea ce se întâmplă acum. Și sperăm tare mult că lucrurile despre care am vorbit noi astăzi, într-adevăr, vor fi implementate și la nivel de practică. Vă mulțumim frumos pentru prezența la emisiune. Mulțumesc mult și vă doresc o zi bună. Ne auzim. La revedere!